Sunt niște imagini de colecție, niște imagini din arhiva Antenei cu Bianca pe la începutul carierei ei în televiziune. A acceptat în casa ei echipa de la Neața și le-a arătat cam tot ce avea prin casă, prin garderobă, prin dulapuri. În orice caz, Bianca încă de atunci, deși nu era la notorietatea de acum, trăia pe picior mare și nu mă refer la faptul că avea număr mare la încălțări. Trăia bine, hai să vedem. Ce să Bianca, zic? cea mai scumpă rochia ta. Cea mai Ce să scumpă. zic? Nu știu ce să zic. Cea mai scumpă? A, uite, asta e. Cât de scumpă să fie o rochie de genul ăla? Bianca. 4.000 de euro. Uluitor sau nu, Bianca a trăit pe picior mare încă de pe vremea când era doar o simplă asistentă de televiziune. În vila în care locuia la acea vreme, Bianca avea cel puțin 100 de rochii, destul de scumpe, dacă ne gândim că erau de firmă. Eu văd foarte multe haine. Ce salariu ai tu? Ce salariu ai tu? Suficient de bine, că să-mi permit... Hai să-ți arăt ce are o fată în garderobă, hai, arată, da? Te rog frumos, astea te rog. Sunt, majoritatea rochilor sunt pentru show-ul meu de la Capatos. Așa, mă rog, o parte dintre ele sunt purtate, o parte nu. Obișnuiesc să-ți împrumuți rochile cu alte fete? Ceva cam nu, să se niciodată, poartă. Nu. Eu nu mi-am împrumut hainele. Nici la capitolul pantofi nu o ducea mai rău. Mai ales că Bianca are o adevărată pasiune pentru încălțăminte. Bianca, te rog, arată-mi cele mai speciale perechi de pantofi pe care le ai. Dar cele mai, cele 10, 10 la număr. 10, ia ce e la mamă. Mamă, ce tare e fata! Deși era mai tânără și mai puțin cunoscută ca astăzi, Bianca avea în șifoner și genți de 1000 de euro. Toate aceste lucruri foarte scumpe trebuiau să-și găsească locul într-o vilă pe măsură. Bianca locuia într-o casă foarte spațioasă, mobilată după ultima fiță. La etaj, Bianca avea două dormitoare. Cel în care dormea seară de seară blonda pare simplu, dar este extrem de scump. În pat, Bianca a făcut o mărturisire. Și tu singură? Nu. Dar în bucătărie oare intră? Bucătăria vedetei, evident de lux, era foarte bine utilată. Dar Bianca nu putea găti nici măcar micul dejun singurică. La virea, pâinea la prăjit. Dar totuși, ce se găsea la vremea respectivă în frigiderul divei? Astea, da? Astea sunt de pus pe 8 dimineața când te trezești. Asta nu mai sunt bun. Așa, ăsta puțin s-a cam ofilit puțin. Una peste alta, Bianca locuia într-o vilă închiriată cu 2000 de euro pe lună. La un calcul simplu, tot ce avea în casa unde stătea atunci se mai ridica la aproximativ 56.150 de lei. Oare de unde avea banii ăștia? Mi-asum viața asta, îmi place foarte tare.